O seară cu totul special în inima Clujului. Festivalul Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii. Anul acesta, marele trofeu a mers în Bolivia pentru pelicula Casa Noastră, iar actrița Maya Morgenstern a urcat pe scenă unde a primit premiul pentru întreaga carieră. Într-o mare de aplauze și lumini, actorii și regizorii au pășit pe covorul roșu. Timp de 10 zile, aproape 200 de filme au fost proiectate în sălile de cinema sau în aer liber. Cred că în primul rând e important pentru oamenii din Breaslă. Au posibilitatea unor întâlniri sub semnul informalului, dar care de multe ori, cu ghilimele de rigoare, degenerează în proiecte comune. Cred că e important pentru oraș, pentru comunitatea locală, toată lumea resimte energia și bucuria de a fi împreună. Cred că sunt omul locului, adică sunt nelipsită. Nu sunt chiar ca musca în lapte, dar având în vedere că fiul meu a participat cu o producție aici, sper să aibă și un rezultat bun. Multe dintre proiecții s-au văzut pentru prima dată în România. Doar 12 au intrat însă în competiție. Trofeul a fost câștigat de regizorul Alejandro Grisi pentru lungmetrajul Casa Noastră. I've won another prizes, but everyone is special and I was very happy in this festival. I was enjoying it too much and I saw other films of the competition and they were very good. So it makes me just very proud. O poveste despre viață, moarte, care se putea întâmpla oriunde, în Apuseni, pe platou Anzilor, și e un film extraordinar. Sper să-l putem aduce pe toate cinematografele din țară. Cel mai emoționant moment al serii a fost acordarea premiului pentru întreaga carieră. Este fără dar și poate una dintre cele mai importante personalități culturale, care trăiește cu emoție intensă fiecare clipă. E firesc de să o iubim și noi cu patimă. Doamna Maya Morgenstern. Cu drag, cu inima deschisă, cu simțăminte ambivalente, că am pregătit discursul îndelung, cu recunoștință față de toți cei care m-au ajutat. A fost o zi în care m-am simțit răsfățată. Astăzi este ultima zi a festivalului, dar iubitorii de filme încă mai au proiecții de văzut. Festivalul Internațional de Film Transilvania a ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție.